redeschiderea grădiniților. Copiii mor stând acasă și nu de coronavirus, dar mor din cauza că au rămas fără a fi supravegheați. Este vreo diferență pentru sănătatea copilului născut pe cale naturală sau prin cezariană? Cezariana este doar mama gata, da? Fătul încă nu este gata. Vaccinarea. Că până într-atâta nu vrei să vaccinezi, stai cu el acasă. De ce medicului Mihai Stratulat îi trebuie să ajungă deputat în Parlament pe lista Partidului Democrat, care era destul de dubios? Mie îmi place toată chestia asta, da, politica. Care au fost consecințele? Campania electorală, deci este o chestie extraordinar de murdară. Tu răspunzi unora foarte răutăcios. Prostul, dacă nu-i spui că e prost, el nu o să înțeleagă. Varianta perfectă. Oameni buni, astăzi discutăm cu medicul pediatru Mihai Stratulat. Mihai, salutare! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că ai acceptat să vii să discutăm într-un format de tipul ăsta, vorbind despre ceea ce se întâmplă în viața ta în ultima perioadă. Noi acum 2 ani am făcut un interviu unde am discutat despre mai multe aspectele personale, despre tată, familie și tot așa. Astăzi vreau să discutăm mai multe aspectele profesionale. Și în ultima perioadă, în acest domeniu, se întâmplă multe chestii interesante la tine. În primul rând, tu ai fost bolnav de COVID. Da. Deci, aproximativ deja mai mult de 3 luni de când au apărut primele simptome. Și s-a întâmplat pe neașteptate. Deci, chiar ulterior am încercat să aflăm de unde am luat SARS-CoV-2, dar din păcate așa și nu am reușit să înțelegem de unde s-a pornit toată treaba. Ai fost bolnav tu, soția și ambii copii. Cum s-a manifestat la voi boala? Deci s-a început tot într-o duminică, ne-am trezit dimineața cu soția, cu dureri de cap, ca în următoarele 15-20 de minute să ne dăm seama că avem și febră, febra nu a fost înaltă și cam astfel de febră o prezintă majoritatea pacienților bolnavi de COVID. Febra era în jur de 37,4-37,6. Am presupus, fiind în plină pandemie de coronavirus, am presupus că cred că facem și noi COVID. Ca ulterior, nu luni, marți, am mers și am dat testul la o clinică privată. Testul a ieșit pozitiv. Discutând cu alte persoane, pentru că noi la un moment dat ne-am aflat patru familii bolnave de COVID cu simptome care au apărut cu diferența de 1-2 zile. Da? Patru familii care ne cunoaștem. Și atunci am decis ca pentru ziua de miercuri să mergem toți absolut la o altă clinică. Pentru mine era interesant să fac comparații. Să dăm testul și absolut la toți a ieșit pozitiv. Deci am testat doar adulții, copiii n-au fost testați. Febra a durat, la mine a durat 5 zile, la soție a durat 3 zile. În a 5-a zi, deci nu am prezentat tus, strănut sau respirație îngreunată, precum se vorbește la televizor. Și asta cam ar duce în eroare mulți cetățeni în Republica Moldova. În a 5-a zi, la mine a apărut tromboza capilarilor, pielii de la piciorul stâng. Asta ce înseamnă? Deci când catare coronavirusul atacă vasele de calibru mic. Da? Și atunci când se trombează aceste vase, acolo se formează un proces inflamator, apoi apar trombii, circulația prin aceste vase este întreruptă. Și atunci acea porțiune de piele sau de organ care acel vas vascularizează, rămâne fără oxigen. Și dacă vorbim de piele, este alb. Mm-hmm. Da? Acolo unde vascularizarea e bună, este roșu. Și atunci a apărut așa un desen vascular destul de pronunțat la piciorul stâng. Comparând cu piciorul drept, am dat seama că eu fac totuși tromboză și am fost nevoit să injectez intracutan fraxiparina, care acum este recomandată mai ales pacienților în stare grav, medie și gravă. Dar asta ce înseamnă? Că ai făcut o formă relativ gravă? Nu. Am făcut o formă ușoară cu o mică complicație, pentru că nu pot spun că e grav medie, pentru că starea per ansamblu, starea generală a mea era ok. Dar la soție și la celelalte familii care ziceai că vă cunoașteți? Toți au trecut doar cu subfebrilitate care a durat până în 5 zile. Am observat că la doamne durerea de cap a durat mai mult timp, deci la bărbați a durat 1-2 zile,
iar la Doamne durat până în 5 zile și erau mult mai pronunțate. În rest, la copii cum a fost? Voi nu ați făcut testul la copii, nimeni, doar ați analizat în baza simptomelor. Da, deci Vlad ăsta mai mic, care n-avea niciun an, undeva, fiind în contact mai des cu noi decât Petrica, care cu 10 ani mai mult în contact cu consola Xbox, da? Ăsta mic a făcut undeva în a treia zi, a făcut 2 zile de subfebrilitate, 37.2-37.4, iar Petrica undeva în a cincea zi, când eram noi bolnavi, a făcut și el o zi, 37, a acuzat și el dureri de cap. Și încă un simptom care foarte des se întâlnește și l-am avut și noi, absolut toți care am fost bolnavi, a fost absența mirosului, deci dispariția mirosului. Mm-hmm. În a cincea, șaptea zi, fiecare individual, a dispărut mirosul. Și Petrica meu a acuzat și el peste vreo 3 zile că a pierdut și el mirosul, dar amai stăm și ne gândim, într-adevăr nu l-a avut sau a vrut să el să fie în rând cu că e perioada asta când mai repete unele chestii, vor să fie în rând cu adulții. Aha. Și asta a fost evoluția. Cum vă simțiți acum? Și tu, copiii, soția? Toți simt foarte bine, în afară de mine. Deci acea mică complicație, cred că n-a fost doar, acea tromboză n-a fost doar la nivelul pielii, cred că mai fost și la nivelul poate mușchilor, pentru că eu acum mai ușor obosesc decât în perioada de până la COVID. Deci eu seara ajung foarte obosit acasă. Ceea ce niciodată nu s-a întâmplat, eu întotdeauna am avut energie care mi-a ajungea și pe 2 zile non-stop. Acum, din păcate, mai puțin. Tu în luna iunie ai declarat că nu va fi un al doilea val. Va fi un val continuu de îmbolnăviri și că va trebui fiecare sau o bună parte să treacă prin această boală. S-a schimbat între timp opinia ta la acest subiect? Nu, eu sunt exact de aceeași părere. Și noi asta observăm, da? Cumva numărul de cazuri să scadă, nu știu dacă ați observat, să avem o perioadă, să zicem, de două sau măcar de o lună de zile în care numărul de cazuri a scăzut sau cum au fost în țările europene, să fie câte unul, două cazuri pe toată țara. La noi, invers, treptat a început să crească acest număr și continuă să crească. La fel, nu mi-am schimbat poziția referitor că acest număr nu reprezintă numărul real de pacienți bolnavi. Adică da? Sunt mult mai mulți. Sunt cu mult mai mulți și putem să facem un calcul foarte simplu. Eu știu deja sute de familii, deci vorbesc zilnic cu minimum 10 familii care mă anunță că soțul a fost testat COVID pozitiv. Soția la fel prezintă simptome, copiii la fel prezintă sau nu prezintă, urmează să prezinte, dar din acești 4 membri ai familiei, doar un singur, deci soțul doar a fost testat. Deci restul persoanelor au fost pus în carantină și nu o să fie testate. Deci, mm-hmm. Dar numărul real este plus aceste persoane care sunt. Sunt multe familii care nu se testează și nu vor să facă acest lucru. Pentru că se tem să nu ajungă în spital, pentru că se tem să nu intre în carantină pe perioada de o lună, lună jumătate, pentru că știm cazuri când stau în carantină și 2 luni, pentru că tot iese testul ăsta pozitiv, iese. Da? Sunt familii care se tem să nu ajungă, nu cât ei, cât copiii să nu ajungă în spital. Și atunci ei cumva se autoizolează pe 14 zile acasă și după aia continuă. Și aceste persoane și sunt familii întregi care nu participă la cifra asta care nu este arătată de către autorități. Și vorbind despre aceste situații pe care tu le menționezi, cum crezi? Când va exista această imunizare colectivă? Eu cred că o să fie și perioada de toamnă, o să avem, și eu cred că până în iarnă ar trebui deja să atingem cifra de imunizare colectivă și să uităm de acest virus. În ultima perioadă, mulți mă întreabă cum e să faci vlogging în Republica Moldova. Pentru mine totul a început de la o simplă plăcere, ca un hobby, iar cu timpul s-a transformat în muncă. Acum tot mai mulți conștientizează ce potențial oferă mediul online. Aici oricine se poate face auzit. Dacă ai un smartphone și idei interesante, atunci cu ușurință îți poți face propriul vlog. Astăzi vreau să vă prezint un telefon perfect pentru vlogging. Acesta are o imagine de nota 10 și stabilizează perfect video. Hai să încercăm mișcare și așa, și așa, și în stânga, și în dreapta.
să vedem cum stabilizează. Este vorba despre modelul Oppo Find X2, pe care eu am avut ocazia să-l testez timp de o săptămână. Și iată la ce concluzii am ajuns. Pe lângă designul și frumusețea exterioară, acest telefon s-a adeverit a fi extrem de inteligent. Oppo Find X2 este unic în felul său, datorită ecranului de 120 de Hz. Iar cele peste 1 miliard de culori realmente oferă senzația de ecran viu. E de o plăcere să privești video pe așa ecran, iar cum eu ador documentarele de pe Netflix, sunt pur și simplu încântat. Sistemul versatil din 3 camere mi-a permis să filmez content de calitate pentru conturile mele de social media. Pe lângă toate, Oppo Find X2 suportă funcția de încărcare rapidă. Deci, efectiv mi-a luat doar o jumătate de oră ca să încarc telefonul până la 100%. Apropo, brandul Oppo este foarte cunoscut la nivel mondial și de curând a ajuns și în Republica Moldova. Ei nu au doar acest model de telefon, dar și multe alte modele, inclusiv diferite dispozitive. Eu am în principiu nescris. Mereu recomand doar ceea ce am testat și sunt sigur că este de o calitate foarte bună. Păi iată, Oppo Find X2 este un telefon care cu adevărat merită descoperit. Mai multe detalii despre brandul Oppo în Republica Moldova, dar și despre modelul lor Find X2, în special de unde poate fi procurat și cât costă, găsiți în descrierea acestui video. Și hai să vedem, wow, de-l și selfie face foarte fain. Mihai, redeschiderea grădiniților. Tu te-ai arătat nedumerit și în continuare, presupun că ești, de ce nu au fost redeschise. Mulți părinți stau acasă, se plâng că nu au cu cine lăsa copiii, trebuie să meargă la muncă, trebuie să-și câștige existența, copiii necesită îngrijire și tot așa mai departe. Spune, care este opinia ta cu redeschiderea grădiniților? Deci, eu nu văd sensul că noi ținem aceste grădinițe închise, da? Eu întotdeauna i-am pus întrebarea, bine, care este scopul că noi nu deschidem aceste grădinițe, că noi le ținem închise? Dacă scopul este ca noi să nu îmbolnăvim copiii, da? Să nu răspândim acest virus printre copii, păi atunci noi am dat-o în bară, pentru copiii acum se îmbolnăvesc acasă, stând acasă. Se întâmplă acest lucru foarte simplu. Tata lucrează, mama stă cu copiii acasă, tata aduce virusul acasă și se îmbolnăvesc copiii. Deci și ei se îmbolnăvesc nemergând la grădiniță. Deci, răspunsul ăsta, deci, dacă noi dorim ca să nu se îmbolnăvească copiii, deci am dat-o în bară, nu merge. Dacă noi dorim să protejăm copiii de acest coronavirus, pentru că nu știu mai cum ar face ceva grav copiilor, iarăși am dat-o în bară, pentru că deja cunoaștem, copiii o fac în formă ușoară sau asimptomatică. Și extrem de rar, în formă grav, medie. Și pe tete globul pământesc au fost și câteva decese. Dar iarăși noi trebuie acolo să discută și despre genetică, despre multe alte chestii. Și atunci, pentru mine, având două întrebări la care răspunsul nu se leagă, apare întrebarea. Haideți altă, atunci eu aș vrea să întreb. Câți copii au murit de coronavirus în Republica Moldova? Niciunul. Dar câți copii au murit din cauza că părinții au fost nevoiți să-i lasă acasă și să meargă la muncă pentru că mureau de foame? Avem vreo 5, dacă nu greșesc. Concluzia că la noi copiii mor stând acasă și nu de coronavirus, dar mor din cauza că au rămas fără a fi supravegheați. Dar care este raționamentul? De ce autoritățile nu redeschid grădinițele? Și iată, vom vedea și din septembrie dacă vor redeschide toate școlile. Bine, eu presupun că, în primul rând, asta este politică. Nu știu de care este scopul, poate este legat de campanie, poate este legat de... Plus, cred că se economisesc careva bani prin faptul că se țin aceste grădinițe închise. Vorbind despre această perioadă care este destul de incertă, mulți părinți sunt panicați atunci când copiii acuză anumite dureri, în special atunci când au febră. Știu că acest subiect este foarte des discutat în mediul medical. Ce trebuie să facă un părinte în momentul în care vede că micuțul are febră? Acum mai nou, când micuțul are febră, te gândești la COVID-19. Nu, deci și inclusiv și acum, dacă copilul face febră, vreau să vă spun un secret, în perioada asta de stare de urgență și cam vreo două luni după aia, au dispărut virusul din Republica Moldova. Deci nu erau copii răciți, nu erau copii care au viroze. Da?
Deci din cauza că mai mulți stăteau acasă, deci nu comunicau între ei, virusul nu avea cum să răspândească. Acum au început să apară tot mai mulți copii cu viroze. Ca să facem o diferență, că febra asta vine de la o viroză simplă sau de la COVID-19, în primul rând trebuie să întrebăm părinții dacă nu prezintă sau nu au prezentat în astea ultimele 7 zile careva simptome. Și atunci, dacă nu au prezentat, începem să căutăm cauza. Părintele trebuie să știe atunci când copilul are febră, da? Și dacă noi vorbim de prima zi de febră și dacă chiar și a doua zi de febră, trebuie să gândească că această febră este cauzată de un virus. Pentru că, mai zic părinții, dar poate l-a tras curentul, poate a stat... Deci asta e o chestie... Părinții o numesc copilul răcit pentru că a băut apă rece. Corect. În popor spunește răceală, științific e virus, e viroză. Copilul a băut apă rece, da? Din cauza hipotermiei locale, da, scade bariera de protecție a mucoasei noastre față de virusii care sunt prin prejur și copilul a încățat o viroză. Deci părinții trebuie să înțeleagă din start, copilul în prima zi și în a doua zi, chiar și în a treia zi de febră, are de a face cu o viroză. Da? Nu trebuie să gândească că este infecție bacteriană, mai ales în prima zi. Trebuie să administreze un antipiretic, da? Și să aștepte când febra o să cedeze. Este important ca părinții să înțeleagă că antipireticul trebuie calculat în dependență de greutatea copilului și nu după vârstă, pentru că la o vârstă copiii sunt diferiți cu greutate diferită. Este important ca părinții să înțeleagă că acest antipiretic nu acționează în 15 minute, da, sau în jumătate de oră, așa cum e publicitatea, că vine zâna și în 15 minute alungă moștri. Dar poate să dureze o oră jumate și chiar două. În acest moment, părinții nu trebuie să stea doar și să uite la copil, da? Și să aștepte timpul când scade febra. Să-l ajute și prin metode fizice de scădere a febrei. Da? Punem rece la frunte și punem rece la ceafă. Da? Părinții uită de ceafă, deci e centrul de termoreglare. Și dacă el este fierbinte, tot nu lucrează cum ar trebui să lucreze. Atunci îi punem rece la frunte și la ceafă. Pe cap se permite rece. Pe corp punem... Ori îl ștergem, da? Ori punem un prosop umed. Cu ce? Că la noi mai este soluția asta din popor, nu mai știu eu de unde, frecție cu oțet. Apă cu oțet, cu spirit. Deci, acest lucru este interzis. Pentru că dacă mama nu-ți facă proporția corectă, transcutan, prin piele la copii, absorpția este mai ridicată decât la un adult. Și atunci mama pastrezească la un moment dat cu o intoxicație cu oțet sau o intoxicație alcoolică. La fel de eficient este pur și simplu ștergeți copilul să faceți infecții cu apă călduță. Apa trebuie să aibă să fie cu 2 grade mai jos decât e temperatura corpului copilului. Da? Și atunci noi avem, ideal dacă copilul îți permite să-l bagi în cada cu apă, da? Că el stea cu tot corpul în cada asta cu apă. Reci. Cu 2 grade mai jos decât e febra lui. Aha. Iarăși, să-i dăm să bei la temperatura camerei. Da? Să răcim organismul pe interior. Dacă în cameră este cald, să deschide sau poate să-l ia și să-l pun în fața frigiderului și să deschide ușa la frigider. Ca copilul, părinții, și întotdeauna când facem, vorbesc cu părinții, îi întreb. Ați observat când copilul are febră înaltă, copilul mai repede respiră. Da. Ați observat că și inima bate mai repede. Da, zic, dar știți de ce? Zic, asta e un mecanism de autorăcire. Da? Copilul are febra 39, în odaie 24 sau 22 de grade. Copilul, plămânii respiră mai repede ca să aducă aerul ăsta de 24 de grade în plămâni, iar inima bate mai repede ca să aducă sângele ăsta de 39 de grade, ca el să sărăcească. Exact așa, deschideți ca ușa în odaie, sau, urmă, dacă e foarte, foarte cald, deschideți frigiderul și puneți copilul în fața la frigider și lăsați să se autorăcească. Deci soluția să iei copilul în brață și să alergi repede la medic, la urgență sau oriunde să-l ajute, nu-i cea mai bună. Nu este sens. Dacă să ne uităm în experiența altor țări, deci ei niciodată nu o să vină așa cum vine la noi ambulanța, da, când sună mama, copilul are 39 și ambulanța s-a pornit. Deci în primele 3 zile nicio ambulanță nu o să vină la domiciliu pentru copilul are febră. Și se explică mamei cum o ajută cum să scadă febra și îi spune, dacă doriți, mâine sau în a patra zi, dacă copilul tot o să facă febră, vă adresați la medic. Deci în primele 3 zile, și chiar dacă mama cumva ia copilul și duce la urgență,
Deci medicul o să uite doar în gât, o să spună că e gâtul roșu și o trimite pe acasă. Se scade febra cu paracetamol sau cu ibuprofen. Gata, fără analiz, fără internare, fără tot felul de... Și exact la fel îi spune mamei, în a patra zi, dacă copilul îți prezinte febră, eu vă aștept la mine înapoi și atunci vă investigăm. Ce trebuie să facă părinții atunci când copiii au tuse? Deci, în primul rând, părintele să înțeleagă din start. Sau, eu le spun așa, când copilul începe atunci, filmați. Că dacă totuși ajungeți la doctor, măcar să-i puteți explica și fel de tus. Că părinții nu, sunt mulți care nu reușesc să explice. Tuse de obicei întotdeauna pornește cu tuse seacă. Da? Este inflamată traheea. Iarăși pe fond de o viroză. În cazul ăsta eu recomand părinților să mărească umiditatea în odaie. Da? Fie cu umidificatorul. Nu au umidificator, lăsați să ia nebulizerul ăsta inhalatorul și să facă consultă fiziologică niște inhalații, da? Ca să umezăm căile respiratorii. În următoarele 3-4 zile tu s-au devină una productivă, da? cu rupturi, și atunci le recomand să facă inhalații cu soluție hipertonică. Hipertonică presupune de la 2,2% sare în sus, 3% de obicei. Mai avem cazuri când avem tuse la trătoare, da? O laringotracheită. Când copilul inspiră zgomotos și atunci, dacă este așa și mama vede că copilul face efort la inspir, este motiv de a merge la spital, pentru că copilul trebuie să primească antiinflamatorii hormonale, fie sub orice formă, de obicei asta merge injectabil. Dacă copilul prezintă tusă cu șuierat la expir, noi vorbim de o bronșită obstructivă sau de o bronșolită. Iarăși, văzând că copilul face efort, copilul trebuie neapărat dus la spital. Asta deja e individual, dar eu întotdeauna spun, părinții trebuie să citească. Da? Și eu periodic mai fac și am făcut cândva niște postări care până acum sunt actuale. Le-am distribuit peste tot ca oricare părinte să aibă acces la ele, să le poate citi. Și atunci când părinții sunt informați, lor le este mai ușor. Cum trebuie să acționeze părinții în cazul durerilor de gât? Citeam ceea ce scria medicul pediatru ucrainean Komorovski și el spunea că durerile de gât pot fi tratate cu înghețată. Pe mine asta m-a amuzat pentru că mi-amintesc copilăria mea când îmi dădea lapte fiert, foarte fierbinte, cu miere, ceai fierbinte și tot așa. Care este poziția ta la acest subiect? Ca părinții să înțeleagă de ce cu înghețată, Eu recomand înghețată. Deci înghețată și nu altceva. Eu le dau un exemplu foarte simplu. Închipuiți-vă că v-ați lovit la genunchi. Da? Și genunchiul s-a inflamat. Și îi întreb, zic, dumneavoastră ce o spuneți aici? Compresă rece sau compresă caldă? Compresă rece. Deci pentru că compresa este rece, o să reducă inflamația. Dacă noi o spunem cald, inflamația o să crească. Exact asta se întâmplă și în gât. Noi avem un proces inflamator care necesită să fie diminuat. Compresă rece, înghețată, suc din frigider. Și este o chestie absolut și asta se întâmplă peste tot în lume. Exact pe când eram noi mici, pe timpul nostru ne făceau inhalații, da? Sub aburi, sub cratița fiartă, care iarăși este greșit. Acum toate nebulizerele, toate inhalatoarele produc aburi reci. Pentru că în bronhii, la fel este un proces inflamator și el trebuie diminuat. Și atunci îi dăm cu rece și nu cu cald. Ce facem atunci când copiii au vomă și diaree? Și de fapt, cum ne dăm seama dacă este ceva grav sau e vorba doar de o intoxicație banală? De obicei, ca să înțelegem dacă e grav sau nu, noi ne uităm după starea copilului. Da? Dacă el vomitând și având diaree, asta e un proces de disfertare destul de puternic, la un moment dat devine letargic, da, somnolent, atunci este motiv de a merge și de a rehidrata acest copil pe cale intravenoasă. Dacă copilul vomită, are diaree, dar este într-o stare cât de cât ok și noi mai reușim din când în când să-i dăm cantități de lichid sau de soluții de rehidratare pe rost și el reușește să le mai bea, atunci monitorizăm starea copilului. Este important părinții să înțeleagă atunci când copilul vomită, de obicei părinții cum? Se bucură când îi dă un pahar, deci a vomitat, îi dă un pahar și l-a băut puteș, gata, o să-i treacă. Nu, cantitățile mari pe care copilul o să le bea în momentul acela, o să le vomite înapoi. Și atunci eu le recomand la părinții să dea cantități micuți. 2-3 gâturi a băut, 15-20 minute, jumătate de oră de împaci. Iarăși 2-3 gâturi, băut și de împaci. La fel și cu mâncarea. A mâncat puțin, lăsați-l.
nu forțați. Da? Mai ales că mucoasa stomacului acum este inflamată și ea este foarte excitată și o cantități mari o să le dea înapoi. Prieteni, în unele videoclipuri mele ați văzut o fetiță micuță, drăguță și foarte amuzantă. Este vorba despre Patricia Ciorescu. Băiată, ea are și un canal de YouTube pentru copii, care este foarte educativ. Se numește Ciao Patricia. În ultimul an, această fetiță postează cu regularitate video de actualitate, cu diferite subiecte, despre coronavirus, despre cum ea se descurcă prin casă, diferite activități pentru copii, jocuri, distracții și este foarte, foarte interesant. Așa că, oameni buni, dacă vă place contentul de calitate și dacă vreți ca micuții voștri să nu piardă timpul în zadar pe internet, abonați-vă la canalul Ciao Patricia, urmăriți ce creații minunate face această fetiță drăguță. Iar noi mergem mai departe cu interviul fără protocol și tot vorbim despre copii. Eu vreau să mergem să discutăm despre un subiect destul de controversat, nașterea naturală sau prin cezariană. Și știu că este medicul român Mihai Craiu, pe care de multe ori scrie foarte mult îl respect și atât el vorbea despre nașterea prin cezariană. În special scrie pe pagina sa Spitalul Virtual pentru Copii că mulți dintre micuții născuți prin cezariană cu o săptămână, două sau chiar trei mai devreme de termen vor avea probleme de respirație pe care în mod normal copiii născuți în termen natural nu le au. Tu ce părere ai despre acest subiect și în general dacă este vreo diferență în, pentru sănătatea copilului născut pe cale naturală sau prin cezariană? Sigur că este o diferență între, mai ales în perioada de adaptare a copilului. Noi vorbim de următoarele câteva săptămâni. Inclusiv și în perioada de adaptare, chiar în primele trei zile. Copilul născut, noi știm că fiind în burtica mamei, în plămânii copilului este lichid, da, pe care îl înghite, îl inhalează, lichidul amniotic. Atunci când copilul trece prin căile de naștere, da, are loc compresia toracică și atunci mare parte din acest lichid este scos afară. Copilul care se naște pe cale prin cezariană. Atunci când plânge el sau cum, așa, deci se strâng. Nu, când trece prin canalul de naștere, așa. Da? Deci canalul, ca să înțelegi, canalul de naștere face o compresie a capului, a toracului, tot corpul este compresat și lichidul ăsta din plămâni este scos. Atunci când este născut prin cezariană, lichidul ăsta rămâne și el se absoarbe în plămâni, da? În vase. Procesul ăsta durează, poate să dureze de la 1 până la 3 zile. Copiii, la momentul acela, prezintă așa numită tahipnei tranzitorii a nou născutului, da? Dificultate de respirație. Trebuie un pic să-i ajutăm sau să monitorizăm mai atent acest copil. Copilul care se naște pe cale naturală, deci procesul de naștere este făcut atunci când mama este gata și fetul este gata, se declanșează naștere. Cezăreana este doar mama gata, da? Fetul încă nu este gata și nu există conexiunea asta dintre făt și... nu toți copiii suferă de probleme respiratorii, da? Ăștia care au prezentat imediat după naștere și vorbeam eu tahipnei tranzitorii ar putea pe viitor să aibă careva probleme. Dar noi mai vorbim și de conjunctura, mediul în care s-a dezvoltat acest copil ulterior, da? Bolile pe care le-a contractat la un moment dat, modul în care a fost tratat. Da? Și atunci, dacă toate le punem împreună, sigur că acești copii o suferi. Dar la fel se întâmplă și cu copiii născuți pe cale naturală care au fiind în același mediu, fiind tratat virozlic cu neadecvat, cu antibiotic fiecare lună, atunci o suferi ambii copii. Este o mică diferență la început și în unele cazuri sunt și pe perioada de mai mare. Iată, anume pentru perioada de creștere, vreau să înțeleg, discutam cu medicul obstetrician ginecolog Maxim Călăraș despre diferența între nașterea prin cezariană și cea naturală și el spunea că în momentul în care copilul este născut natural, el ia bacteriile și tot ce are de la mamă, respectiv are o anumită imunitate din start asigurată. Cei care sunt prin cezariană nu au sau dacă o au, atunci e mai mică. În acest sens, există vreo diferență din experiența profesională? Mai contează, pe lângă asta mai contează dacă acest copil este o să fie laptat la sân sau nu, pentru că aceleași bacterii îl ia și din laptele matern, care ulterior o să-i formeze microflora intestinală. Da?
Deci dacă născut cezăreană și mai este adaptat artificial, 1% mic ar putea să sufere ulterior de patologii, inclusiv alergice, patologii respiratorii. Dar în mod normal nu se observă o diferență foarte mare, da? Că iată, unul dacă este foarte bolnăvicios de mic, atunci obligatoriu a fost născut prin cezariană și respectiv invers. Unii pot avea probleme fiind născuți natural. Cal naturală, da, hrăniți la sân și la fel și invers poate fi. Vorbind despre primele zile, săptămâni de viață, ce este important în îngrijirea bebelușului? Care este recomandarea medicilor pediatri sau neonatologi? Pentru că mulți părinți, mai ales la primul copil, sunt foarte speriați. Nu înțeleg ce se întâmplă, de fiecare dată se apropie cu urechea la copil și încearcă să vadă dacă respiră, mereu panicați sau respiră prea des sau respiră prea rar, inima se zbate într-un anumit ritm și după altfel. De ce ar trebui să țină cont părinții în prima perioadă? Deci, în primul rând, confortul psihologic al mamei trebuie să fie respectat, da? Toți restul membrilor nu trebuie să joace în jurul copilului, dar în jurul mamei. Mama este cea care la început o să aibă grijă de copil și ea trebuie să psihologic să fie echilibrată. Pentru că dacă noi stresăm pe mama, da, atunci noi stresăm și bebelușul. Ca mama să fie liniștită, ar fi bine chiar din maternitate sau poate careva cursuri înainte de naștere, prenatale, să-i se explice unele chestii la început care sunt foarte importante. Da? Dacă noi vorbim de un nou născut care abia s-a născut și trece printr-o perioadă de adaptare, noi cunoaștem că în această perioadă de adaptare bebelușul foarte mult doarme. Da? Pe de o parte, mama se bucură, că are timp să odihnească, în același timp bebelușul cât doarme, devine flămând. Mama nu reușește să producă lapte suficient pentru că nimeni nu a solicitat o porție în plus de lapte. Și primele probleme apar chiar din maternitate. Și bebelușul trezește seara, foarte, foarte flămând, mama nu are lapte și se încep nopțile, eu așa le numesc, nopțile albe în maternitate, da? Când mama noaptea în loc să doarmă, încearcă să liniștească copilul ăsta și să-l pună tot la sân. Și de aici pornește stresul. Inclusiv copilul ăsta nu o să aibă niciodată un regim, da? Dar regimul pentru el și mai ales pentru mamă este foarte important. De ce? Eu recomand mamilor, da, viitoarelor mame, imediat după ce a născut, lăsăm bebelușul chiar și jumătate zi să doarmă. Da? Inclusiv și mama trebuie să odihnească. Pentru că stres, nașterea este un stres nu doar pentru bebeluș, dar și pentru mamă. Lăsăm bebelușul să doarmă, lăsăm și mama să doarmă. Rudele, nașii, părinții, o să vină a doua zi. Nu trebuie să vină toți la maternitate să vadă acest copil. Deci să-i lăsăm să doarmă. După care, la a doua jumătate zile, mama, în două ore, trezește acest copil și îl pune la sân. Copilul are nevoie de câteva zile ca să deprindă cu acest regim. Și atunci când mama merge acasă, este foarte liniștit. Lapte este, copilul are un regim, da? Mama știe că peste două ore copilul o să trezească. Ea are timp pentru ea două ore. Să mănânce, să mai ocupe cu ceva. În momentul în care nu este niciun regim, în momentul în care mama de la maternitate se duce stresată, urmează încă două săptămâni de stres acasă. Da? Gata, nu se mai înțelege. Și vrea copilul ăsta, mama e permanent stresată, lapte se produce tot mai puțin din cauza acestui stres. În lapte nimerește foarte mult adrenalină, pentru că mama când stresează, în sângele mamei apare un pic mai mult adrenalină ca în mod obișnuit. Și adrenalina asta apare în laptele matern, care ulterior ajunge la bebeluș. Bebelușul devine și mai stresat. Deci este foarte important modul în care mama pleacă de la maternitate, da? Și confortul psihologic al mamei ulterior. Părinții trebuie să știe în mod obligatoriu cum trebuie corect să doarmă copilul, da? Un bebeluș, un nou născut. Cum ar trebui? Iată, este și aici un semn de întrebare. Deci noi, în primul rând, bebelușul trebuie să doarmă pe spate, nu pe o parte, nu pe burtă, doar pe spate. Și părinții o să observe cum el în mod automat întoarce capul într-o parte sau în altă. Și ăsta e un mecanism de apărare în cazul în care, pentru că noi știm, copiii în primele luni regurgitează, da? Cantități de lapte ies în afară. Și în momentul în care apare regurgitarea, laptele are unde să iasă. Dacă el o să doarmă cu capul în sus, da? Mai pun părinții tot felul de pernuți și deci copilul o să asfixieze cu laptele propriu. Deci este un moment care trebuie să știe și atunci dacă copilul
este plasată, doarme în așa mod, părinții trebuie să facă grijă, că respiră, că nu respiră, totul este gândit de sus. Este foarte important copilul să nu doarmă pe pernă, este foarte important să doarme pe o saltea tare. Este important ca în jurul copilului, măcar pe, nu știu, jumate de metru, să nu fie alte obiecte, gen pernă, jucării, sau în paturi mai pun părinții, acoperă bordurile astea, da? Și, deci asta nu trebuie să fie, pentru că unul născut, dacă în apropierea lui o să fie un obiect, da? Și el o să respire în acel obiect, în zona asta o să formeze foarte mult CO2. Da? Pentru că noi inspirăm oxigen, expirăm CO2. Și atunci, la un moment dat, copilul o să inspire mai mult CO2. Da? Și atunci o să ducă la mecanisme care, într-un final, poate să ducă la stop respirator. Cazuri au fost. Au fost, okay. Și se numește moartea subită a nou-născutului. Da? Când fără niciun tot motiv. Din atenția părinților, din lipsă de informație. Da, din neștiință. Părinții nu trebuie să fumeze și nu trebuie să consume alcool, mai ales mama. În prezența copilului sau în perioada cât el îl alăptează? Până la sarcină, o perioadă în timpul sarcinii și de durit cât alăptează. Mai departe... Vorbind despre cum trebuie îngrijit copilul nou-născut și unde să doarmă. Noi avem multe cazuri, femei care spun că mie mi-este mult mai ușor, m-am întors, i-am băgat țița în gură, l-am alăptat, el s-a culcat, eu am adormit și copilul stă între ambii părinți. Unde este mai mare riscul? În momentul în care copilul doarme în același pat cu mama sau cu părinții sau în pătucul lui? Pentru că mulți spun că nu-l pot liniști atunci dacă îl duc undeva la câțiva metri distanță de patul lor. Și aici avem un răspuns care o satisface și pe mamă, da? Pentru că este mai ușor. Și respectăm regula că bebelușul trebuie să doarmă aparte de părinți. Și nu între, și nu lângă mama. Deci luăm pătucul copilului, da? Îi scoatem un perete, îl apropiem de patul mamei sau de patul părinților, uh-huh. Da? Ca să fie într-o linie continuă. Și atunci noi avem copilul care doarme lângă mama, în pătucul său, și în momentul în care vrea să-l lapteze, îl trage și îl laptează. În momentul în care a dormit, îl pune înapoi. Foarte ușor. Da, e o chestie practică. Este un moment, încă un moment, care mamele ulterior fac greșeala. Da? Undeva aproximativ pe la 4 luni, la copii începe erupția dentară. E o durere, da, cum la noi, cum pe noi ne doare dinții, cam așa e durerea și la ei. Și noaptea, vrem sau nu vrem, această durere se acutizează. Da? Și la noi noaptea, orice durere o simțim cu mult mai tare decât ziua. Și atunci, acești copii încep noaptea să trezească frecvent. Pentru că, în mod obișnuit, să zicem, el ziua mănâncă o dată la 2 ore sau o dată la 3 ore. Cam același interval, el ar trebui să-l păstreze și noaptea. Da? Pentru că mănâncă exact cum mănâncă și ziua. Și mănâncă și ar trebui pe 3 ore să fie sătul. Dar mama observă că îl trezește mai des. Se gândește că e flământ și să-i dea... Și atunci mamele ce fac? Eu și-i dau permanent sânul la copil. Dar momentul ăsta se întâmplă foarte interesant. Copilul are 2 faze de somn. Da? Una superficială și una profundă, care durează 20 de minute una și 20 de minute alta. Și copilul când adorme intră în faza superficială, trec 20 de minute, intră în faza profundă, mai trec 20 de minute și din faza profundă merge în următoarea fază superficială a somnului. Dacă în momentul ăsta, din faza profundă în faza superficială, dacă pe copil se va deranjează, el o să trezească. Și pe dânsul deranjează dinții. El se trezește și tot ce necesită mama să facă, să-l doarmă înapoi. Fie îl leagănă, fie șoptește ceva, dar mama îi dă sânul. Și el, după câteva chestii de astea, se deprinde, să doarmă înapoi, doar cu sânul mamei. Și atunci e clar că mama, e mai ușor să pună copilul lângă ea și fiecare 40 de minute să-i dă sânul. Da? Când noi știm că el ca tare nu trebuia să-l adormim cu sânul, decât să scoale fiecare 40 de minute, să-l pună în pat, să-l iei din pat. Deci mamele, care o să ne privească, să ia în calcul acest lucru foarte, foarte important. Încă un lucru care este prezent în ultima perioadă la copii în Republica Moldova și nu doar, gradul de obezitate destul de mărit, în special la cei mici și
Ai observat o asemenea problemă și cum ea se explică? Pentru că știm foarte bine că o anumită perioadă, câteva luni, copiii doar cu sân sunt așa, dar după când le este permis să consume sau treptat să introduce anumite elemente în mâncare, sunt unii părinți care exagerează, sunt unii părinți care nu cunosc și îl alimentează cu tot ce au la îndemână. Care ar trebui să fie aici procedura? Deci eu întotdeauna am menționat, pentru că în ultimii ani, la multe congrese care am fost legate de neonatologie și pediatrie, se menționau în mod obligatoriu alimentația copilului în primul an de viață. Da? Nivelul de proteine și nivelul de glucide pe care copilul să le consume în primul an de viață. Pentru că aici se pune baza la ceea ce o să fie mai târziu. Cum copiii care sunt alăptați natural, chiar dacă ei în primele luni adaugă mai mult, e o chestie absolut normală, noi nu intervenim. De la 6 luni se începe diversificarea și aici, într-adevăr, apare o problemă la foarte mulți părinți, pentru că încep diversificarea greșit, din punctul meu de vedere. Organizația Mondială a Sănătății, de exemplu, permite acum să începem diversificarea cu oricare produs pe care vrem noi să-l începem. Da? Și atunci mamele luând în considerație acest aspect, încep de obicei cu terciurile. Terciurile conțin mai mulți carbohidrați, mai multe glucide decât fructele și legumele. Și dacă noi de la 6 luni dăm tot o cantitate mare de glucide, sigur că o să riscăm ca copilul ăsta să devină ulterior obez. Eu, de exemplu, recomand să începem cu legumele. Da? Mai puține glucide, mai puține sau fructe. Da, ori una, ori alta. Numai că unul din 10 copii care o să guste inițial fructele, cam greu o să accepte legumele. Și de ce eu am mers pe ideea, haideți să începem cu legumele. Deci este cel mai echilibrat produs cu care putem să începem diversificarea. Am avut discuții inclusiv cu mame. Dar de ce cu legumele? Pentru că Organizația Mondială a Sănătății permite cu orice. Spine, care e principiul al Organizației Mondiale a Sănătății? Eu l-am încălcat. Deci permite cu orice, cu ce vrem noi. Pentru că eu am ales pentru copilul meu și pentru alți copii, pacienții mei, să începem cu legumă. Putem. Exact cum spune și Organizația Mondială a Sănătății. Începeți cu ce vreți. Pentru că am pus în calcul că carbohidrații, dacă introducem prea devreme, avem riscul să avem copil obez. Da? Plus, terciurile introduse mai devreme decât de 9 luni, astea cu gluten, da? Ne duce la riscul să avem intoleranță la gluten. Cantitatea de proteine în primul an de viață consumată foarte mare o să ducă la obezitate și atunci noi trebuie să punem accentul și părinții trebuie să punem accentul pe alimentația copilului în primul an de viață. Dar mai departe să avem grijă și în următorii 5 ani cum o să alimentăm acest copil. Că dacă noi o să-i dăm fast food-uri și sigur că o să avem și copilul ăsta ducă un mod de viață sedentar, nu o să mai crește dintr-un sportiv niciodată. Dar asta chiar este o problemă. Mulți părinți mai simplu își duc copiii la fast food-uri și acolo ei iau un Happy Meal și pa-pa. Eu citeam o informație destul de curioasă pe care a scris-o dietologa română Mihaela Bilic. Ea spunea despre copii, dacă copilul nu vrea să mănânce mult și în schimb este foarte activ, se simte foarte bine, atunci trebuie să-l lăsăm. Nu trebuie să insistăm să-l hrănim și să mergem după principiu mereu să fii sătul și un copil gras înseamnă un copil sănătos. Cât de argumentat este acest lucru? Pentru că avem mulți părinți care sunt mega panicați. Copilul nu mănâncă. Ce să fac? Încearcă tot felul de șmecherii ca să îi bage lingura aia în gură pentru mămica, pentru tăticul, pentru bunica și îl umflă acolo. Asta cred că vine la noi vine din timpul unui sovieti și e transmis din generație în generație. Da? Cumva părinții noștri încercau să ne hrănească. Noi am preluat chestia asta. Pe atunci înțelegem că nu e corect. Amoi înțelegem. Continuăm și noi cu copiii noștri. Atât timp cât copilul cel într-adevăr are energie. Înseamnă cantitatea de hrană pe care o consumă este suficientă pentru el. Deci nu este nevoie de mai mult. Bine, nu se îngrașă, dar el nici nu stă locului ca să se îngrașă. Cantitatea de mâncare pe care o primul transformă el în energie este suficient ca copilul să fie activ. Pentru că dacă copilul moare de foame, el nu o să alerge niciodată. El la un moment dat scade jos, da? Și o să înțelegem copilul mor de foame. Deci eu sunt de acord, atât timp cât o mâncat, bine că o mâncat măcar un pic, mai propune și între mesele astea mari niște gustări.
mai naturale. Fructe și legume. Eu cred că careva fruct sau legumă copiii iubesc oricum. Și poftim. Pentru că noi cumva ne gândim ca părinți. Mai gine o farfurică așa de cașă, da? Decât un morcov. Dacă să calculăm și să vedem după valoarea energetică, și asta are valoarea energetică, și asta ne dă energie. Doi morcovi bine, dacă copilul mănâncă, mai bine doi morcovi decât dacă nu vrea să-l mănânci. Și nu mai avem obiceiul ăsta să băgăm cu desâlă. Și copiii mai au și chestia asta, cu cât mai tare ieși cu desâlă. Cu atât mai mult resping. Resping, așa da. Este. Deci îi lăsăm. Dacă nu vor să mănânci, îi lăsăm că atunci când vor vrea, vor veni. Nu o să moară nimeni de foame. Cel puțin seara o să vină și o să stragă și o să spună că vrea să mănânci. Ce facem în momentul în care copilul are o anumită vârstă, câțiva ani, are probleme cu obezitatea? Deci este suficient de dolofan. Cum intervenim? Care este metoda recomandată de pediatri? Pentru că, efectiv, să interzici copilului să mănânce, mulți părinți consideră incorrect. Da, nu. Trebuie împreună cu nutriționistul să creăm o dietă sau un meniu special pentru acest copil, calculând fiecare calorie. Nu oprim brusc alimentația copilului, pentru că nu este corect. Treptat, noi trebuie să-l aducem la o dietă bine balansată, plus un sport, iarăși nu de performanță, dar unul ușor, este soluția cea mai bună pentru acești copii. Eu tare mult sper că cei care ne privesc o să înțeleagă că de fapt trebuie să înceapă să rezolve problema cu greutatea în plus de mic și să existe o cultură alimentară. Pentru că la mine în familie nu a existat această cultură. Noi mâncam când voiam, ce voiam, cât voiam. Dar cred că totuși anume o alimentație echilibrată, cu de toate, dar în cantități rezonabile, este mult mai eficientă. Și iată, vedem că acum se încearcă acest lucru, dar din păcate nu toți. Un subiect controversat pentru toată lumea, probabil vaccinarea. Și ca să intrăm treptat în acest subiect, este vaccinul deja produs de Federația Rusă împotriva COVID. Tu ți-ai administrat acest vaccin sau l-ai administrat copiilor tăi? Nu l-aș administra și nu aș recomanda nici ăsta și nici cred că următoarele care o să iasă. De ce? Pentru că dacă noi, pe cale naturală, se discute, bine, că urmează să mai fie studii, că anticorpii ăștia nu durează așa mult timp, atunci în ce mod noi o să facem în urma vaccinării și cât o să dureze acei anticorpi? Da? Asta, mie încă nu mi-este clar când apariția unui vaccin, când încă urmează să mai cunoaștem care este răspunsul imun a organismului nostru față de acest coronavirus. Noi avem doar 6 luni de pandemie de când el există și eu cred că ne mai trebuie încă vreo 6 luni ca noi să-l înțelegem definitiv, să vedem cum organismul nostru a răspuns la virus în sine. Și iarăși, trecând prin coronavirus, am înțeles că și vedem că nu este într-atât de periculos pentru majoritatea cetățenilor, dar eu vorbesc de adulții tineri, vorbesc de copii. Noi nu știm că efectele secundare acestui vaccin de scurtă durată, eu nu știu efectele de lungă durată. Eu ne-aș pune un vaccin care cel puțin are o existență pe acest pământ de măcar vreo 3 ani, da? Care a fost studiat în timp, care se studiază în continuare. Făcut ca să ne întrecem cine mai repede produce vaccinul. Așa, cu vaccinul pentru COVID am înțeles. Vorbim despre vaccinarea copiilor. Care vaccinuri în viziunea ta sunt obligatorii și cum a fost în cazul copiilor tăi? Deci copiii la mine sunt vaccinați. Bine, cu Vlăduț acum suntem în întârziere. Pe lângă pandemie am fost și bolnavi și am zis că mai las un pic după asta. Restul vaccinurilor toate le-am pus. Care? Deci ambii copii au vaccinul împotriva hepatitei, ambii copii au vaccinul împotriva tuberculozei, ambii copii au împotriva poliomielitei, împotriva difteriei, tetanosului și pertussisului. Da? Nu au vaccinul împotriva pneumococului, nici petrică. Bine, pe timpul petrică nu era obligatoriu, era facultativ acest vaccin din 2013, el a devenit obligatoriu, am decis să nu mai pun.
inclusiv nu o să-l pun nici lui Vlad. Nu este necesar sau care este raționamentul? Ideea că acest vaccin a fost introdus și fiind obligatoriu din cauza că el produce pneumonie care la vârstnici mai ales poate să producă și deces, și numărul persoanelor care au decedat de aceste pneumonii cauzate de pneumococ, cumva este statistica din Statele Unite, a dus la ceea că s-a decis că mai bine să-l introducă ca vaccin, ca să nu mai apară probleme pe viitor. Da, eu până când să crească petrică mai mare s-a decis de el pentru dânsul, dacă vrea să-l pună, am zis că până când nu-l pun. Dar vaccinuri suplimentare ai administrat copiilor? Nu. Discutăm cu soția referitor la vaccinul împotriva meningitei. Da? Problema e că meningita, ca incidență în Republica Moldova, este extrem de rară. Putem să avem un caz pe tot anul, dar de obicei letalitatea este foarte, foarte mare. Sunt cazuri când copil de 15 ani, de exemplu, nu de mult a fost în București, vreo câteva luni în urmă, când o adolescentă de 15 ani a spus prezent semne de febră. Ca să înțelegeți, ea n-a reușit să ajungă la spital, adică a ajuns la spital și nici într-o oră a decedat. Deci la cât e de agresivă această boală, ne gândim dacă să punem, o să vedem dacă este. Și acum se discută referitor la vaccinul împotriva virusului papilomavirus, pentru că se recomandă să pui și băieților, nu doar fetelor, să-l pui și băieților, pentru că, în primul rând, băieții sunt cei care răspândesc acest virus. Și cum se manifestă prin virus? La fete, prin cancer de col uterin. Da? Dar îl iau de la băieți după primul contact. Și soția discuta că să-i punem și o petrică acum, pentru că vârsta 10-14 ani, în așa mod să protejeze viitoarele parteneri sau viitoarea parteneră sau soție de transmiterea acestui virus, care ulterior o să-i dea cancer de col uterin. Și suntem la etapa discuției. Gândire. De fapt, ar trebui totuși majoritatea părinților să se gândească la acest lucru. Da, dar iarăși, vedeți că tema vaccinuri controversată. Multă lume se teme să spună vaccinuri. Apar tot felul de istorie, cărți și... Păi de ce? Vreau să înțeleg de unde vine acest val de oameni care sunt împotriva vaccinării. Sunt mulți părinți care nu vor să administreze niciun vaccin copiilor lor. În primul rând, există o lipsă de comunicare în general a autorităților, inclusiv și în Republica Moldova, dar și nu și care alte țări, între autorități din domeniul medicinii și părinți. Da? Când este cineva la și spune, dar nu poate să producă vaccin nici un fel de reacție adversă unul din reprezentanții autorităților în domeniul medicinii. Păi clar că eu și eu ca medic nu o să-l cred. Cu atât mai mult o să-l creadă un părinte, care a trecut, de exemplu, cu un copil printr-o reacție care va adversă în urma vaccinării. Și atunci când tu spui că vaccinurile noastre, care sunt la stat sau sunt cele mai bune și nu produc nici o reacție adversă, și tu știi cazuri, atunci cumva îți pierde încrederea în toată chestia asta. Chiar și pe prospectul la fiecare vaccin sunt scrise reacțiile adverse care pot apărea, da? De la extrem de rară până la mai că după fiecare vaccinare poate să apară febra sau să roșească în locul injectării. Păi, reacții adverse sunt, într-adevăr ele sunt. Sunt din astea care sunt destul de cu consecințe grave asupra sistemului nervos central a copilului. Numai că ideea, mai este o chestie care deja părinții nu cunosc. Da? În cazul în care copilul se îmbolnăvească de această boală împotriva căreia noi vaccinăm, complicații, pentru că în urma unor îmbolnăviri poate să apară complicații. Da? Și complicația aceea de care au citit undeva părinții sau au văzut-o, în cazul îmbolnăvirii o să fie incidența de 10 ori mai mare. Deci, cumva, ideea e următoarea. Părinții nu pun vaccin, dar dacă copilul se îmbolnăvească, șansele că el să facă o complicație este mai mare decât în urmă vaccinării. Asta e un moment important care aș vrea eu să le spun părinților. Un alt moment și ține de vaccinare, noi cumva încercăm să dăm vina pe vaccin, da? Vaccinul ăsta e rău. Nu este corect, pentru că noi când luăm acest vaccin și îl punem la 100 de copii, da? Și puteți 99, sunt ok, și copilul cu numărul 100 a făcut careva complicații, păi nu e problema în vaccin.
Problema în interacțiunea sistemului imun a copilului cu vaccinul, cu componența sau compoziția acestui vaccin. Deci nu vaccinul sau producătorul este rău sau cumva. Dar apropo despre producătorii de vaccinuri, se vorbește despre vaccinuri produse în Uniunea Europeană, care se vând în statele Uniunii Europene, care se vând la instituții private medicale și cele care vin, nu știu, din Vietnam, din India, din alte zone din astea. Există vreo diferență între aceste vaccinuri și dacă sunt mai periculoase cele care sunt mai ieftine? Organizația Mondială a Sănătății, da, cea care cumva dirijează toată chestia asta, are o clasificare pentru uzinile care produc vaccini. Da? 1 și 2. Da? Să le numim așa. Da? De calitate 1 și calitate 2. Și presupune asta. Presupune că este de calitate a doua, ele la fel sunt testate, la fel, dar careva complicații dau mai des. Da? Și atunci eu, dacă părinții au posibilitatea să spună vaccini produse în Europa, ar fi bine să opteze pentru adică asta. Adică sunt totuși mai de calitate. Mai de încredere, eu aș menționa. Și aici poate să apară careva complicații. Vorbind despre dacă este moral sau imoral să nu-ți vaccinezi copilul, același Komorowski spunea că oamenii care își duc copiii nevaccinați în preajma unui bebeluș acționează imoral. Și există riscul de a infecta bebelușul cu tuse convulsivă. Vreau să vorbim despre această tuse convulsivă și, în general, dacă este moral sau imoral copiii nevaccinați să meargă la grădiniță, să meargă în preajma copiilor, micuților, bebelușilor încă nevaccinați. Cum vezi această situație și care e treaba cu această tuse convulsivă? Eu aș vrea să le sugerez, în primul rând, părinților care totuși au decis să nu vaccineze copiii. Pe lângă informația pe care o citesc ei, da, și tot cazurile care le mai... Eu aș vrea ei să citească despre fiecare boală în parte, da, împotriva căreia noi vaccinăm. Să citească, să vadă, inclusiv acum au acces, Google-ul lucrează foarte bine, să vadă consecințele, să vadă complicațiile care pot apărea în urma îmbolnăvirii, cum decurge în fiecare boală în parte. Da? Să vadă și partea asta. Și atunci să iau decizii. Băi, da, totuși poate vaccinăm, uite, și complicații pot să apare. Dacă vorbim de tunsea convulsivă, eu tare aș vrea părinții să vadă cum tușește, cum această tuse decurge la un bebeluș de o lună. Deci noi avem așa, tuse care la un moment dat copilul tușește până nu-i ajunge aer. Da? Copilul poate să tușească și la un moment dat să facă și convulsii. Da? Copilul poate să facă stop respirator. Dar cu cât copilul este mai mic, cu atât mai greu suportă această tuse. Accesele astea de tuse de obicei se întâmplă noapte. Și pe parcursul zilei, dar noaptea se intensifică. Durează 3 luni de zile. Deci în fiecare noapte, fără excepții, copilul are acces de tuse, practic durează toată noaptea, cu mici... Da, și cât este mai mic, atât este mai... Problema că se complice această tuse este mare, el poate să facă oprire de respirație. Pentru copiii mai mici de 3 luni, noi de obicei recomandăm să fie internați, că noaptea să fie supraveghere, inclusiv și medical. Și că 3 luni, părinții, nu că bebeluși, nici părinții nu se doarmă. Deci nu doarme nimeni în casa aceea. Și copilul își schinui tuse până... mucozitățile din stomac le scoate, da? Toată saliva care a mai înghițit-o le scoate și pe nas și pe guriță afară. După 3 luni se liniștește, dar la următoarea răceală iarăși pornesc aceste crize. Mai nu așa de intensie, dar și durează, poate dureze până la 9 luni după asta. Și există vaccin. Și există vaccin. Care previne acest care previne și acest... sunt unii care nu-l administrează. Și sunt unii care nu vor să-l administreze. Asta e coșmar! Asta e nebunie totală. De unde vine, în general, atitudinea asta? Atât, toți sunt specialiști, toți medicii cu care am discutat spun că vaccinarea este necesară. Sunt cel puțin câteva vaccinuri care sunt obligatorii și niște oameni care nu au făcut medicină, care au citit niște studii lansate pe diferite site-uri, își permit asemenea acțiuni. De asta așa spus, sfatul meu, părinții, în primul rând, citească despre fiecare boală în parte, cum evoluează, ce complicații poate să dea, și apoi să iau decizii dacă să-și vaccineze copilul sau nu. Vreau să vorbim, ca exemplu, am avut o familie cu 3 copii și ca să înțelegeți, fiecare copil
Deci primul a început să trăiască și două săptămâni și pe următorul și pe două săptămâni. Deci părinții erau epuizați complet. Părinții erau credincioși, n-au vaccinat, dar erau epuizați, nu știu ce să mai fac, dar nu am ce să vă fac, deci nu am ce să vă fac, nu este un tratament. Măriți umiditatea, faceți mai rece în odaie și așteptați până o să treacă criză. Eu citeam undeva că în perioada când copilăreau buneii noștri, da? Sau străbunei, atunci rata de deces în rândul bebelușilor la o vârstă foarte fragedă era foarte mare. Acum este mult mai mică. Asta e datorită faptului că există acest proces de vaccinare sau totuși calitatea vieții contează mult? Nu. Vaccinarea pe noi ne-a ajutat să scăpăm de boli. Deci nu mai țin minte, de mai mult de 20 de ani nu mai avem niciun caz din difterie. Da? Dar am înțeles că în Ucraina undeva cu tot războiul ăsta și cu toate problemele care le-au ei acolo au fost vreo 3 cazuri de difterie. Noi până acum nu prea auzeam de rujuvolă și ați văzut ce a fost anul trecut și în România, și în Republica Moldova, și în Ucraina. Deci vaccinurile ne-a salvat pe noi de boli care lasă consecințe, da? Lasă sechele. Da? Tetanusul este o boală destul de urâtă. Chiar și acum, dacă vorbim de COVID-19, se fac studii precum vor să evoluează oamenii care fac diferite forme a COVID-ului și sunt câteva deja studii preliminare care demonstrează că unii care au făcut în formă ușoară este legat de vaccinurile care le-a primit, inclusiv erau discuții referitor la tuberculoză, erau discuții referitor la vaccinul ăsta roa, rujola, rubeola, orion. Da? Adică dacă au avut aceste vaccinuri, au făcut o formă mai ușoară de COVID. Fost stimulat, într-un diferite moduri a fost stimulat sistemul imun și el altfel a reacționat inclusiv la COVID. Eu cred că teoriile sunt destul de interesante, o să vedem deja peste vreo 3-6 luni, o să vedem studiile în final. Vaccinul ne-a scăpat, a scăpat omenirea de foarte multe boli, inclusiv și acum la moment. Din păcate, părinții nu înțeleg un singur lucru. Ei cred că, băi, dar nu mai avem noi boala asta. De unde să apară e? Din țările în care problema cu calendarul vaccinării este. Noi vorbim de țări, încă Moldova este săracă, dar sunt țări și mai săraci ca Republica Moldova. Noi avem Africa, noi avem Asia, da? Și că de acolo aceste boli o să vină, pentru că acum, poftim, ia-ți biletul și zboară în orice capăt. Mai ales după această experiență cu pandemie, eu cred că mulți părinți ar trebui să-și revizuiască percepția. Copiii nevaccinați ar trebui să aibă acces în grădinițe? Eu cred că dacă noi vorbim de apariția, în cazul în care noi avem, cum e că a apărut rujuola, da? Și în cazul în care apare rujuola și avem mai multe cazuri, copiii ar trebui, care nu sunt vaccinați, trebuie să se vaccineze. Și dacă nu sunt vaccinați, la urmă, statul ia decizia. Și noi vorbim de majoritatea oamenilor. Da? Dacă cetățenii, majoritatea și-au vaccinat, înseamnă că ei vor să-și vaccineze copiii. Și noi nu putem să mergem să ascultăm o minoritate, da? de cetățeni care au decis să nu-și vaccineze. Pentru că noi punem în pericol, noi punem în pericol, bine, noi nu punem în pericol sănătatea copilului vaccinat, dar copilul ăsta vaccinat se duce acasă, care mai are un frățuor, da? Sau vine mama cu frățuorul să-l ia pe ăsta de la școală sau de la grădiniță, cu un bebeluș de 3 luni care sau de, nu a ajuns să spună, că rujuola spune la un an. Da? Și atunci există riscul noi să-l îmbolnăvim pe ăsta micuț. Sau vine mama care este însărcinată. Da? Și în timpul sarcinii, mama nu o să facă, dar poate să apară complicații la făt. Și atunci noi cumva trebuie să fim mai responsabili, inclusiv și părinți. Bine, nu vrei să vaccinezi, nu crezi tu în bolile care... Nu. Dar în momentul în care noi avem o problemă în țară, avem rujuola, că asta a fost până mâine, o să vedem, eu mă tare mai tem să apară difterie. Atunci noi trebuie un pic altfel să reacționăm la... Ori atunci duci și vaccinează copilul, ori dacă până într-atâta nu vrei să vaccinezi, stai cu el acasă. Eu am observat că noi când vorbim despre copii, se face trimitere de obicei la mame și mai puțin la tați. Și nu știu de unde vine această atitudine a noastră, este cumva foarte vizibil în societatea noastră că tații se implică mai puțin în educarea copiilor. Și iată, vreau să te întreb pe tine, cât de importantă este implicarea taților în educația copiilor? Asta la noi cumva vine din spațiul post-sovietic și cred că
toate țările, dacă o să ne uităm în toate țările din spațiul post-sovietic, predomină chestia asta, da? Că de copii se ocupă mai mult mama, tata mai mult de la serviciu, de carieră și tot așa. Dacă o să ne uităm în Uniunea Europeană, deși este invers. Eu cred că eu ca să vorbesc ar trebui să fiu un exemplu și eu nu sunt exemplu cel mai bun. Da? Eu vă dau exemplu când a crescut Petrică, de Petrică s-a ocupat mai mult soția. Eu eram întotdeauna fie în gardă, fie la serviciu, veneam, eram obosit și mai puțin am contactat cu Petrică. Are noroc acum Vlăduț, da? Asta mica meu, că a nimerit, a crescut pe timp de pandemie și a mai fost și perioada de carantină când am stat o lună acasă și am petrecut foarte mult timp cu el. Și chiar mulți prieteni observă și tot întreabă soții. Ei, și Petrica așa străgea la tata. Când îl vede pe Vladu, când îl vede pe tata, o lasă și pe mama, da? Și a zis, nu, Petrica a fost un pic altfel. Părinții trebuie să se implice în ambii, în măsura posibilității. Adică atașamentul nu este același la ambii copil. Cel care te-a văzut mai rar este mai puțin atașat decât cel care te-a văzut practic în fiecare bine, zi. Bine, acum el și-i mare. El atunci era mai puțin atașat față de mine, da? Când comparăm deja și noi și cu soția comparăm cu băieții pe aceleași perioade de vârstă, pe atunci era mai puțin atașat. Deci mama, în primul rând, ar trebui să aibă timp și pentru ea, da? Pentru că dacă stai dimineața până seara cu copilul, psihic, nu știu dacă reziști, da? Pentru că copiii sunt crești și dacă mai ai încă vreo doi acasă, asta e... Mama ar trebui să găsească timp. Dacă are posibilitatea să meargă la servici pe câteva ore, da? Depinde iarăși de servici, apoi să întoarcă înapoi și să stea copilul. Pentru că copilul are nevoie de atenția mamei, nu doar a bunii. Și a tatălui. Și a tatălui, inclusiv. Deci, e greu să zici cum e mai bine. Ar fi bine cum era pe epoca de piatră. Tăți erau acasă, tăți mergeau împreună undeva și tot așa. Acum timpurile s-au schimbat și... Cum ziceai, din perioada sovietică se trage chestia asta, când mamele cumva au făcut ca tații să nu fie prezenți în educația copiilor. Și asta avem și acum. Eu cunosc exemple când tații categoric nu merg la grădiniță să-și ia copiilor. Și asta este foarte straniu. Într-o epocă în care trăim, în secolul 21, 2020, sunt tați care nu au nicio treabă cu copiii lor. Nu, asta este prostiesc și este absolut deplasat. Invers, când ai posibilitatea, când ai acel timp, petrece-l. Da? Eu recunosc Petrică, de exemplu, la grădiniță l-a dus mai mult și l-a luat soția. Dar când aveam și o posibilitate să merg, mergeam neapărat. Aveam posibilitatea să mergem în doi, mergeam neapărat în doi. La școală, de exemplu, dimineața îl duceam eu, după masă, pentru că eu eram la servici, lua soția. Au fost cazuri când îl luam și eu. Atunci când ai timp, ar fi bine să-l petreacă. Ce ar trebui să facă mamele pentru ca tații să se implice mai mult în educația copiilor? Primul rând să discute, da? să discute cu partenerul și chestia asta ar trebui cumva înțeleasă de la început, da? Până face copii, da? Să așeze, să discute, fiecare să povestească cum văd ei pe viitor când apare un copil, cum o să se întâmple, cum o să evolueze lucrurile. Și atunci dacă se discute, eu cred că își fac un plan pe care pot să-l realizeze pas cu pas după aia. Dar eu ca viitor părinte, tu ca deja tata a doi băieți, cum ar trebui educați acești copii pentru ca ei la rândul lor să devină tați responsabili? Și dacă, mai implicați. Dacă să dau exemplu meu, pe care l-am preluat de la tatăl meu, eu niciodată n-am bătut copii, dar întotdeauna dacă a făcut ceva, bun, ăsta mare, că ăsta încă e mic, nu reușe, dar reușe. Eu ridic un pic vocea, că el să înțeleagă că până aici a fost momentul. Eu întotdeauna încerc să-i dau un exemplu prin propriul exemplu, ceea ce am văzut eu la tatăl meu. Da? Eu întotdeauna încerc, de fiecare dată când facem careva acțiuni, să-i explic. Inclusiv el își dorește ba una, ba alta să cumpărăm. Și întotdeauna îl mai las o perioadă să mai gândească, să mai discutăm și într-un final, bine, ajungem la concluzia că îi procură acel obiect care vrea el să... Și întotdeauna, după asta, îi spun, uite, ai văzut? Tata a cumpărat.
Dar știi de ce tata are bani ca să cumpere? Pentru că tata lucrează. Și că tu când o crești mare, te rog la fel să lucrezi, ca să poți să cumperi ceva, ori pentru tine, ori pentru copiii tăi. Deci eu întotdeauna accentuez, mie mi s-a accentuat și accentuez și lui. Munca înseamnă foarte mult. Vorbind despre muncă, ai lansat, ai deschis o clinică de pediatrie, cât are deja? Un an, am împlinit câteva zile în urmă. Felicitări! Mersi! Cum e să faci o afacere în acest domeniu în Republica Moldova? Depinde, pe de o parte este complicat, da? Pentru că la noi, din păcate, clinicile private de către colegii de breaslă care lucrează la stat sunt văzute absolut cu ochii rei. Dar eu am spus că mine puțin mă interesează părerea și opinia colegilor care, lucrând la stat, doar acolo lucrează și nu vor să se dezvolte cumva. Da? Ulterior, totuși, când nevoia bate la ușă, se angajează și ei la alte spitale private și înțeleg ce înseamnă a lucra la privat. Pentru mine contează opinia pacienților, da? Să le zicem clienți, și colectivul care este la clinică. Clinică pediatrică, am făcut o clinică family care, da? Noi avem și specialiști pentru adulți. A fost greu în perioada de pandemie, acum încetșor ieșim din ea, am decis că mai procur încă câteva aparate. Deci eu sunt persoana care... Nu sunt persoana care fac bani din business, să-i adun tot grămadă, da? Reinvestești. Eu reinvestesc. Înainte de asta, tu ai lucrat la o clinică tot privată, pediatrică, și ai plecat de acolo și nicăieri nu ai explicat sau nu ai spus ceva. Ce s-a întâmplat acolo? Ai plecat cu scandal, nemulțumiri? Care a fost raționamentul? Da, noi am avut cu administratoarea, am avut mai multe momente pe parcursul activității la acea clinică și la un moment dat eu am decis că nu se merită să mai rămân acolo dacă munca mea cumva nu este apreciată la valoarea care este. Cu toate că eu am fost destul de obiectiv, eu am fost director medical la acea clinică, s-au mai luat unele decizii fără ca să fiu anunțat, deci cumva s-a încercat să fiu ocolit, da? Uh-huh. Și cumva să-mi dea de înțeles că... E bine să pleci? Pentru că ce? Pentru că ai devenit prea vizibil? Pentru că toți asociau, eu cred că mulți credeau că aia este clinica ta, pentru că toți vorbeau despre pediatrica doar în contextul lui Mihai Stratolan. Da, și atunci când, de exemplu, fiind în campanie electorală, eu nu prea am consultat, da? Dar pacienți oricum mergeau la acea clinică, cumva s-a înțeles că ori cu el, ori fără el, clinica o să meargă mai departe. Aha. Și cam de atunci s-au mai fost niște momente. Și atunci am zis că ok. Ai plecat de acolo nu singur, ai plecat împreună cu Dorina Agachi. Au mai fost și alți colegi? Da, încă doi doctori pediatri, cu doamna Ecaterina Botna și cu doamna Silvia Leșco, care au decis că merg cu mine. Doamna Lea Cotovan, care este medic-oralist, care activa și la tot a decis că merge cu mine în echipa mea. Medicii part-time, care i-am adus eu la acea clinică când am început activitatea, am vorbit cu ei și au decis. Bine, eu am fost foarte cinstit și am zis că eu nu vă impun sub nicio formă să lăsați acea clinică, dar eu vă rog să veniți și la clinica asta mea nouă, în zilele în care nu sunteți acolo. Și eu au acceptat, pentru că eu nu fac cum fac unele clinici, da, care impun cumva leși acolo ca să vii în coace. Eu înțeleg că lumea are nevoie de bani și are nevoie de salariu și atunci... Am zis că dacă o să vedeți că la mine fluxul crește și acolo scade și aveți nevoie, mai veniți, eu întotdeauna sunt deschis pentru... Și, practic, o mare parte din echipă a luat-o de acolo, pentru că acolo am format-o noi. KinderMed se numește clinica pe care ai deschis-o, dar vorbind despre investiții, eu de fiecare dată cei care vin aici îi întreb cât costă, cât câștigă, cât a costat... deschiderea acestei clinici. Deci, acum este posibilitatea, cel mai mult într-o clinică medicală costă echipamentul medical.
Ăsta este cel mai scump. Și acum ai posibilitatea să-ți procuri acest echipament și plătiți în rate. Și asta cumva m-a făcut totuși să merg la acest pas. Banii inițiali care am avut eu și am investit, bine, nu i-am avut, eu am avut o încăpiere care mi-a rămas prin testament de la tatăl meu, care am vândut-o. Am mai avut niște bani împrumutați, am mai avut niște bani câștigați și puși deoparte, undeva în jur de 50-60.000 de euro. Echipamentul l-a luat tot în rate. Ulterior am mai luat echipament. Cel mai greu a fost în perioada de pandemie, pentru că tot acest echipament trebuia achitat, ratele trebuiau achitate, consumabile. Și aici a fost așa mai dureros, am fost nevoit să mai împrumut bani, da, ca să reușim să acoperim în toate găurile. Acum, la moment, am mai luat un credit, pentru că mai vreau să cumpăr niște echipament, am luat credit din bancă, vreau să cumpăr niște echipament. Așa cum am zis, eu investesc. Dar investiția e de sute de mii de euro totuși. Da, investiția depășește, pe care trebuie să stau și să calculez, dar depășește sute de mii de euro. Pentru că echipamentul este foarte scump. Venit ca atare, încă, deci eu, salariul care l-am din clinică este suficient pentru mine. Eu încerc cumva să întorc, mai întâi să întorc toate datoriile. Și pe urmă stau și să mă bucur de viață, până când ceea ce am este de ajuns. Eu am văzut la un moment dat câteva discuții pe Facebook despre costurile consultațiilor, când încă erai la clinica precedentă și mulți spuneau că sunt foarte scumpe. Atunci cât era o consultație? 350 de lei. Ce înseamnă o consultație? Pentru ce plătești propriu-zis omul? Că îi se spune care este motivul durerilor? Deci dacă este o consultație de rutină, da? Pentru că noi practicăm control la o lună, la două, la trei. Deci un copil este văzut din cap până în picioare, inclusiv noi ca pediatri consultăm și ortopedic acest copil și neurologic, vedem reflexele, vedem, ascultăm, cântărim, măsurăm și asta intră în consultație. Inclusiv toate întrebările care părinții le-au acumulat, le-au adunat sau careva nelămuriri pe care le-au. Asta deci tot, 350 de lei. Asta tot intră în discuții, absolut, inclusiv eu personal la toți pacienții care mi-au călcat mie cabinetul, le dau numărul meu de telefon și le spun în cazul în care mai apar întrebări. Da, mai uiți. Sau au apărut peste două zile o întrebare. Îmi scriți în Viber, aveți posibilitatea, numai că îi rog cât de cât să-mi fac o închipuire care este pacientul, da, să fotografieze foaia care am... Și expediați întrebări sau analize, pentru că dacă vine, de exemplu, pe urgență, da, cu o problemă de sănătate, deci... Consultația înseamnă a investiga copilul, a pune diagnoza, da? Și a da un tratament. Și răspunzi la orice oră, ziceai tu la un moment dat. Da, acum mai puțin răspund noaptea, da, pentru că având copii deja deja eu nu mai sunt la vârsta aceea când eu răspundeam cândva la orice oră. Da, am îmbătrânit și eu și noaptea iubesc să dorm. Cât costă acum o consultație la clinica ta? Exact la fel, 350 de lei. Este peste media de piață? Este, nu. Deci la alte clinici se începe de la 200 până la 500 de lei. Uh-huh. Dar cel mai des e 250, dar astea sunt clinici foarte micuțe dintre două cabinete. Și cam asta. Ai pomenit despre politică și la un moment dat tu te-ai implicat în politică, în campania parlamentară precedentă, în circumscripția uninominală, una din Chișinău, Buiucani, dacă nu greșesc. Ce a fost în mintea ta, eu vreau să înțeleg? De ce medicului Mihai Stratulat îi trebuie să ajungă deputat în Parlament pe lista Partidului Democrat, care era destul de dubios? Dacă țineți minte... Dacă ții minte, eu în acel an am făcut o postare referitor la două spitale, da, care pun diagnoze, în mod intenționat, diagnoze greșite pentru a lua cât mai mulți bani de la CNAM. Postare care a făcut, da, nici eu nu m-am așteptat la reacția aceea, dar a fost. Eu mi-am pus tot sistemul medical pe capul meu atunci, da, și Universitatea, și Ministerul Sănătății.
În primul rând mi-am pus în cap acele două spitale care am avut și la un moment dat eu am înțeles că la noi în Republica Moldova nu schimb lucrurile, pur și simplu prin postări. Cu toate că pot să spun că la spitalul de pe Viaduc lucrurile s-au schimbat radical. Deci acolo a fost schimbat vicedirectorul, a fost schimbat doi șefi de secție și acum acolo eu pot să chiar să recomand unor părinți care necesită internare, supravierea copilului peste noapte, să meargă cu încredere la acel spital. Din păcate, în alt spital nu s-a schimbat. Și atunci am înțeles că situația la noi în țară așa nu o schimb, deci trebuie să fie undeva sus ca să o pot schimba, plus toate problemele care mi le-am pus atunci în capul meu. Și am decis, iarăși la recomandarea unor persoane cunoscute, să merg în campanie electorală. Tu ai venit cu inițiativa sau ai fost cumva impus voalat? Nu, mi s-a propus și nu din partea Partidului Democrat, s-a propus niște persoane cunoscute, iar eu ulterior am mers să vorbesc cu cineva care este membru a Partidului Democrat, pentru că eu am foarte mulți pacienți în diferite partide. Inclusiv aveam foarte mulți pacienți în Partidul Democrat. Inclusiv eu eram din 2009 sau din 2010 membru a Partidului Democrat, am intrat în... Doar că pasiv. Doar că din momentul în care a depus cererea, eu n-am mai fost la adunări sau alte chestii, pentru că m-am ocupat de medicină. Și atunci una peste alta, știți cum, eu atunci cumva mă gândeam că important este scopul, da? Dorința mea de a ajunge și de a începe, de a face regulă în tot sistemul ăsta medical, mai ales în sistemul pediatric. Dar a ieșit cum a ieșit, foarte multă lume s-a supărat, pacienți s-au supărat. Eu trebuie să recunosc că am fost foarte dezamăgit de acea decizie, mai ales că se știa foarte clar cine era Vlad Plahotniuc, ce făcea, ce se întâmpla în justiție din Republica Moldova și să mergi pe lista unui partid compromis. Nu știu dacă a fost cea mai bună decizie. Tu regreți acea decizie și care au fost consecințele? Eu regret că în general atunci am intrat în politică, pentru că eu credeam, nu știu, eram altfel, mai cu ochelari mai roz, atunci am înțeles că este de murdar în general tot treaba asta cu politica în Republica Moldova. Murdar în ce sens? Tot. Campania electorală, deci este o chestie extraordinar de murdară, plină de chestii care... Bine, tu când ești spectator cumva la televizor și vezi toate astea, dar când tu ești în mijlocul la tot asta, îți dai seama că e mai urât decât ceea ce vezi la televizor. Și atunci, dar asta cumva, pe de o parte, eu am prins o experiență. Eu am mers și am vorbit cu foarte multă lume. Am cunoscut lume din sector destul de interesant și inteligentă. Adică eu văd și careva plusuri în dezvoltarea mea ca persoană. Da? Inclusiv eu mă simt mult mai ușor să vorbesc cu multă lume, să discutăm, să ținem un discurs, să pot argumenta și să pot să dezbat unele probleme. Sunt chestii. Eu, în general, mie îmi place toată chestia asta, da? Politica, de a discuta, de a face, de a ajuta, de a... Dar eu cred că, nu știu, Republica Moldova încă nu e dată de astfel de politicieni. Dar ai primit bani de la Partidul Democrat? Te-au ajutat? Deci eu am, dacă cinstit, am cheltuit și bani de mie, da? Și încă și-am mai rămas dator că noi am închiriat un că deoarece nu aveam sediu unde să stau cu echipa, da? Am închiriat un birou, da. Și am rămas dator la... Câți bani ai cheltuit din... bugetul personal? Trebuie să... Da, rămas dator, că pot să vă spun sigur că a rămas dator undeva cu în jur de 1000 de euro. Uh-huh. Și ne-am înțeles cu persoana că o să... Da, are acum un copil nou născut și a zis, uite, 3 ani de zile ți-l consult gratis, ștergem datoria. Și am găsit sorți de izbândă și din asta. Eu ce am observat? Până atunci, pe rețelele de socializare erai foarte iubit și peste tot comentarii, Mihai Strotolat, cel mai bun medic, bravo, sus, înainte. După ce te-ai implicat în politică, a început să apară o doză mare de hate la adresa ta și oamenii s-au dezamăgit și la nivel cumva profesional a legat asta. Tu ai observat acest lucru?
Ce s-a schimbat iată, anume după ce ai candidat, nu ai câștigat și ai revenit la muncă? Da, deci pe rețele de socializare, așa cum am fost eu huiduit, n-am fost niciodată. Deci cuvinte la adresa mea necenzurate și tot felul de chestii eu nu le-am avut niciodată. Asta cumva la început m-a dezamăgit foarte mult, pe urmă cumva te întărește, înțelegi că lumea pur și simplu nu vrea să, nu înțelege. Cumva la un moment dat și asociază chestia asta cu partea profesională, care nu are absolut nicio legătură. Deci, au fost pacienți care au refuzat să mai vină la mine, ok, am înțeles, este alegerea fiecărui. Dar am văzut și multe lume care pentru ei a contat, băi, omul cu alegerea lui, dar mă cunosc pe mine ca om și mă cunosc pe mine ca medic. Da? Și atunci pentru ei mai mult prevalează partea asta, cum este Mihai ca om, iar pentru pacienți cum este Mihai ca doctor. Da? Și mai puțin și cu ce partid a fost sau de ce s-a dus cu... Dar am văzut că tu răspunzi unora foarte răutăcios, destul de dur, tranșant, agresiv, așa la modul cum ei vorbesc. Nu ți se pare că le oferi prea multă atenție și arăți vulnerabil, deranjat și iritat? La mine principiul e altul. Eu, deci, sunt persoana care nu pot sta, da? Și eu mă prind. Și atunci eu mă gândesc că, uite, ăstuia, dacă nu o să-i răspuns în aceeași manieră, da, el nu o să înțeleagă niciodată că el, așa vorbind între noi, prostul, dacă nu-i spui că e prost, el nu o să înțeleagă. Toate chiar dacă și o să-i spui, nu o să înțeleagă. Dar măcar cineva o să-i spună. Și atunci, au fost persoane care au făcut asociere cu tatăl meu și atunci eu am un principiu. În cazul ăsta, doar într-o direcție se vorbește. După care au făcut, au schimbat comentariul și au fost așa momente când mă schimbau comentarii, care mă provocau. Stratulat. Unul dintre cei mai cunoscuți medici pediatri din Republica Moldova lucrează cu copii și tot așa și comentează cuiva sau mai multora cu cuvinte necenzurate. Ți se pare normal? Deci eu am făcut postare după aia și am recunoscut și mi-am cerut scuze față de persoanele care mă cunosc. Eu sunt, pe mine greu mă aduci la starea în care, dar nu este imposibil. Și de obicei mă strădui și atunci a fost o singură postare în care am fost adus la starea în care am fost adus. Față de toți restul mi-am cerut scuze pentru că mi-am permis așa. De obicei nu o fac și mă strădui. Chiar dacă și comentez și pot să comentez fiecare comentariu, da? O fac sau mă strădui să o fac cât de cât în limitele bunului simț. Dar a fost situația care a fost și na, timpul nu o pot să întoarce. S-a întâmplat și sper să nu se mai întâmple, să nu mai fiu adus iarăși la astfel de stări. După această experiență, e experiență destul de stranie de implicare în politică, mai planifici să faci ceva în acest domeniu? Da, deci pentru mine politica rămâne, eu în fiecare seară mă știri, în fiecare seară mai comentez și eu careva activități din politică, dar nu le fac pe Facebook pentru că am zis că o perioadă mă las de politică, dar comentez, vorbesc cu soția sau dacă suntem mai mulți cu prieteni, tot felul, inclusiv situația din Belarus, am discutat-o intens în toate cercurile care au fost. Dar eu aș, cred că nu o să fie acum, poate la, nu știu, dacă nu o să fie anticipate la următoarele legi parlamentare, eu aș mă strădui să dacă și o să merg într-o echipă, să merg într-o echipă nouă, da? Nu vreau să merg într-o echipă actuală care este. O să fiu foarte atent în alegerea echipei, da? Și aș vrea să fiu o echipă de, în primul rând, oameni tineri, da? Cu experiență în diferite domenii, oameni care scopul lor e să ajute, da? Pentru că eu vorbesc cu multă lume și eu am spus, eu vreau ca, eu am rămas în țara asta, da? Eu am lucrat aici, am deschis o afacere, la mine ambii copiii sunt aici și eu aș vrea copiii ăștia să rămână, să trăiască tot în țara asta. Da? Dar pentru asta, așa cum merg lucrurile acum, eu tare mă tem că copiii mei o să plece. Dar ai putea tu să faci propriul partid politic? Pentru asta trebuie finanțe, trebuie timp, da? Și trebuie echipă mare.
Și atunci o să văd tipurile astea rete. Dar dacă într-adevăr apare în scurt timp o echipă de tineri care doresc să meargă în politică și să... Și atunci strângem, ne alăturăm și noi strângem o echipă. Caracterizează în trei cuvinte un părinte irresponsabil. Un părinte irresponsabil este părintele care nu citește, nu se informează, da? Un părinte care este indiferent ce tratament numai mai repede să scăpe de boală. Este un părinte care pune pe prim plan interesele personale decât interesele copilului. Cum arată pentru tine un copil sănătos? Un copil sănătos este un copil care răcește frecvent, da? Mai ales în primii 3 ani de viață, dar care este tratat corect, da? Cu minim medicamente. Un copil care se alimentează corect, fructe și legume. Și un copil care folosește mai puține gadgeturi în activitatea sa zilnică. Ce este mai bine pentru un copil? În fiecare vară, 2 săptămâni la mare cu mama și tata sau 2 luni la țară la bunica? Cel mai bine pentru copil, astăzi 2 luni la țară cu bunica și apoi 2 săptămâni la mare cu mama și cu tata. Varianta perfectă. Și Mihai, ce contează cu adevărat în viață? Deci, în viață contează acum pentru mine ca părinte sănătatea copiilor mei și viața copiilor mei. Familia mea contează, prietenii mei contează, da? Pentru că eu încerc să adun în jurul meu prieteni adevărați. Pentru mine contează foarte mult imaginea mea în fața copiilor mei. Da? Pentru că în fața lumii, lumea este diferită. Dar eu vreau ca copiii mei, când o să crească la fel cum am crescut eu, da? Pentru mine este un principiu foarte important. Să simte mândri că au avut așa tată cum am simțit, simt eu mândru că am avut eu așa tată. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ceea ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!